Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm cumpăna laterală și podul de sus. Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 2 utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului, în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice structurate în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport. Locul în lecția de educație fizică poate fi după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, respectiv viteză sau îndemânare, capacități coordinative, sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, sunt necesare saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică și trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În cadrul gimnasticii acrobatice, la clasa 6, distingem elemente statice, elemente dinamice, elemente și combinații gimnice, combinații acrobatice și gimnice cu prizând elementele însușite, variante de linii acrobatice cu prizând elementele însușite și cunoștințe despre criteriile de apreciere a execuțiilor. Proba de evaluare constă în execuția unui exercițiu la sol liber ales, cuprinzând numărul de elemente acrobatice impuse, prevăzut în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Elementele acrobatice impuse se stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare. Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse, prevăzut de sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Pondere, 50% din nota finală. Corectitudinea execuției fiecărui element, pondere 25% din nota finală. Cursivitatea și expresivitatea execuției, pondere 25% din nota finală. Să ne reamintim elementele statice învățate în clasa 5-a. Cum până pe un genunchi, cum până pe un picior, semisfoara, podul de jos, stând pe omoplați, sfoara pentru fete, și stând pe cap cu sprijin pentru băieți. În clasa 6, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice gimnasticii, elemente statice, cuprinde. Cumpăna laterală, podul de sus pentru fete, stând pe mâini și stând pe cap pentru băieți. Cumpăna laterală. Poziția capului, normală privirea înainte. Corpul, ușor în extensie, se înclină spre partea în care se execută cumpăna. Musculatura este încordată. Piciorul liber este bine întins în lateral. Talpa este în extensie. Piciorul de sprijin este întins, inițial va fi cel de mare siguranță, apoi pentru dezvoltarea ambidextriei se va folosi și celălalt picior. Brațele, pe lângă corp, întinse înainte sau lateral, poziționate simetric sau asimetric. Cumpăna laterală este un element care necesită două calități importante, și anume mobilitate și echilibru. Poziția de plecare stând. Indicații metodice. Dezvoltarea mobilității, exerciții care vizează mobilitatea coloanei vertebrale și articulației coxofemurale, dezvoltarea capacităților coordinative, exerciții care vizează dezvoltarea echilibrului, dezvoltarea forței, exerciții care vizează dezvoltarea forței segmentare la nivelul picioarelor, gâtului și spatelui. Exerciții. Mers cu ridicarea unui picior în lateral. Cum până laterală cu sprijinirea piciorului liber sau a brațului opus pe un obiect aparat scară fixă. Cum până laterală ajutat din lateral de un partener. Podul de sus. Este un element acrobatic care necesită o mobilitate foarte bună la nivelul coloanei vertebrale, articulațiilor coxofemurale, șoldurilor, scapulo-humerale, umerilor, coatelor și mâinilor. Este necesară dezvoltarea forței segmentare la nivelul musculaturii abdomenului, spatelui, brațelor și picioarelor. Descriere. Din stând depărtat, tălpile depărtate cel puțin la nivelul lățimii umerilor. 1. Extensia trunchiului cu brațele întinse, curbând coloana vertebrală în mod accentuat. 2. Palmele se așează pe sol cât mai aproape de călcâie, menținând alături de tălpi pe o poziție stabilă. 3. Prin impulsie activă în palme, 4, se revine în poziția inițială. 5. Indicații metodice exerciții. Exersarea se va începe cu ajutor din partea unui partener care se va poziționa în lateral față de executant, susținându-l cu ambele palme din zona spatelui. Cu spatele la scara fixă sau la perete se pot realiza mai multe repetări succesive. Dezvoltarea mobilității la nivelul articulațiilor solicitate și a elasticității la nivelul grupelor musculare implicate. Greșeli frecvente. Căderea bruscă înapoi, din lipsa mobilității la nivelul articulațiilor scapulo scapulohumerale, coloane vertebrale și coxofemurale, nu se poate realiza poziția de pod, cedare din articulația coatelor, din lipsa de stabilitate a acestora și a forței brațelor, îndoirea genunchilor, din lipsa impulsiei în palme și a forței segmentelor implicate, nu se reușește ridicarea în poziția stând. Materialele filmate au fost realizate la liceu cu program sportiv în Rotaru Constanța. Mulțumire elevilor întrumați de profesor Magdalena Martinescu. Au fost folosite și prelucrate diferite pictograme din gimnastică. Cred, în educație. În educație fizică și sport. Cred.